Cum se zice Iasmin, mai vii de acasă în engleză? Coming from home. Nu, 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 nu vrei să luăm 3 mai bine? Nu. Păi luăm 3 și vindem la hotel. Facem speculă cu mango. Noi căutăm ciudățeniile. Unde-s, domne, greierea? Și delicatese bunice. Da. Tu ți-ai delicatese bunicele și eu mi-au greier și furnici. Sper că te citești un pic de dezamăgire pe fața mea. Nu găsesc gândași pe aici, nu găsesc nimeni, nu găsesc greieri. Vine să mă apuc să ia pe stradă. Bună dimineața, spre prânz. Bine, astăzi am văzut răsăritul. La ora 6 eram pe plajă. N-am mai reușit să filmez până acum pentru că am tot lucrat și acum ieșim puțin în oraș. Am mers la motoretă, am schimbat-o cu una la fel tot galbenă, care sper că are farurile mai bune de data aceasta. Și ce vreau eu să vă spun neapărat și să nu cumva să uit, ar fi în primul rând să nu uitați să dați subscribe. Și în al doilea rând vă mulțumim tare mult. Hai aici la pachet, facem o cântare. Că vă uitați la noi. Am venit la o piață și mai locală decât piața locală. Este o piață atât de locală încât nici localnicii nu vin. Nu știu, vezi că parcă au și brânză aici și așa par. Da, pe nici n-ar avea de unde brânză. Cred că din asta tofu, că ăștia n-au ouă și vaci pe aici. Tot ce e brânză import. Da, e clar, asta e piața super locală. Verdețuri din acelea. Și aici căutăm fructe de unde să scoatem practic și cel mai bun preț. Dar, dita mai dovlecei. Ăștia mici, cred că... Dovlecei. Da, da, corect. Ăștia sunt dovleci. Așa este. Uite, și limete. Și aici cred că l-avem și pe domnul Papaya. Da, e super mare piața asta. E super mare. Și e la vreo 3 minute față de centru. Uite, am găsit la 40 de bați pe kilogram papaya. Sir, can you choose one? For tomorrow. Yes. You know better. E bună? So, this one is not sweet? No, sweet. Tomorrow. Okay. Deci tomorrow. E de mâncat tomorrow. And how much? 80, oh. No, just papaya. No good, not good. Looking good, but not good price. 60 baht. 60 baht. Cum se zice, Iasmin, mai vii de acasă în engleză? Coming from home. Nu, 60 baht e papaya. Ah, papaya, am crezut că ne-a zis la, la mango, că ne-a negociat la 60. Mm-hmm. Zi, cum zici, mai vii de acasă în engleză? Nu, sweet, ok. Nu răspunzi la întrebarea aceasta, nu? Zi, sunt cu ochii pe tine. Mai vii de acasă în engleză. Deci, după ce caz nu era sweet, adică oricum nu era sweet. Mai scump. Da. Luăm cu 60, nu? Mi s-a părut scump cu 60. Eu așa știu, zice, mai vii de acasă, coming from home. You are coming from home. Ok, sir, thank you. Cap un cap. Bă, și accentul pe P la final. Cap în cap. Hai să vedem. Deci cam scump și nici nu era bun azi. Oricum nu-l mâncam azi, dar... Da, da, ai văzut că e treaba că... Dacă e galben așa și n-are pete pe el, cred că încă nu e bun de mâncat. Aaa, ai văzut ce bun era ăsta de azi? Da, și era cam pătat. Hai să mergem tu la omul de unde am luat. Ok. Păi nu mai vrei să ne uităm pe aici? Ce mai poate mai au și alte tarabe? Nu, că miroase. Da? Bine, miroase. Și că au cam așa. Mm-hmm. Da, ok. Mergem... Nu știu, aș vrea totuși și o lubeniță, sincer. Da? Păi uite aici, poate să-ți aleagă... N-am eu cuțit de tăiat lubeniță, dar e... Da, îl crăpăm noi cumva. Că dacă e așa mic... Da. Vrei să luăm lubeniță? Păi putem încerca, acum oricum, să nu pui să-ți facă dop, pentru că se va... Îți dai seama. Încercăm. Hai să vedem. Hai să vedem cât e mango, că dacă e luăm lubeniță la final, că nu putem să ne cărăm pe scuter. Ce morcovi, incredibil. Deci zici că zici de plastic, zici că ești de jucărie. Arată prea. Nu? Da. Ce tare arată. Este fac și o poză. Foarte tare. Hai să văd la mangosiți dacă ne încadrăm cu prețul. Vedem care e treaba. Hello, hello. Ăștia sunt. Asta e marfa ce o căutăm. Dezamăgire maximă. Am venit la locul știut. Și
Și ghiciți ce? Deci de acum două zile. De ieri? De ieri, de fapt. Da, ieri, că ieri l-am luat. S-a scumpit peste noapte de la 60 de bați la 80 de bați, mango. Așa ceva, ăștia fac speculă pe aici, trebuie să aveți mare grijă. Ne-a venit și cu textul gata învățat. Hai să vedem, poate are noroc Iasmin aici. Cum e Iasmin? Nu știu, mi-e frică să vedem. How much? Hai să vedem răspunsul lor. 60. 60, hopa! Deci 60 ăștia mari, da? Da, ăștia mari. Ok, good price. Ia 3, mă Iasmin. For tomorrow. Eat tomorrow, yeah. Excelent. Uite, vezi, am găsit la 50. Așa, da? Nu vrei să luăm 3 mai bine, nu? Păi luăm 3 și vindem la hotel. Facem speculă cu mango. Facem și noi un bani cinstit aici, dacă tot s-a scumpit. She's the boss. The boss of the money, cum s-a zice în limba română, șeful la bani. Nobody cares. And this, what is this? What is this? English, you don't know. Thai, falang, same you. Thai, falang. Falang, okay. Yeah. But why you put like this? Why in plastic? Huh? Why in plastic? Oh, the tree, yeah. Ah. Much though. Ah, okay. Dacă nu le punem pungă, vin țânțarii și le înțeapă și strică marfa. Many. Yes. And they come and eat the fruit. Not medicine. Okay. Thank you. Kapunka. Thank you. Super. Tomorrow. Deci cred că ăștia continuă pe stradă cu reclame la kickboxing. Eram client fidel la femeia, am venit și știam prețul, știam totul. Cum se face așa ceva? Păi cum să fac așa ceva? Omul vrea să-și vândă marfa. Păi da, și nu și-a mai vândut nimic. Asta e, ei sunt destul de mândri când vine vorba de negociat. O parte dintre ei chiar preferă să piardă decât să lasă la preț. Dar nici noi nu le lăsăm mai prejos, pentru că știți filozofia noastră. 20 de bați de aici, 50 de colo, 30 de dincolo. Poate părea puțin în bani așa pe moment, în lei. Dar la sfârșit de zi face o cină. Dacă i-aduni. Hai să vedem, un pepene ceva. Suntem într-o mare hală aici. Cu de toate. Astea pești putrezi, dar nu cred că miroase mai tare ca în Sri Lanka. Amintește-ți ce bine mirosea acolo. Hai, luăm o lubeniță în asta. Tehnica cu bătutul. Nu contează. Cred că aceeași mor. Bine, hai acum. Cine știe să ne scrie și noi la comentarii cum se identifică pepenele cu bătutul. Dacă bați de 2 ori și sună gol, dacă sunt bați de... Dacă bați de 5 ori, care e tehnica cu bătutul în pepene? Vreau și eu să o înțeleg, că nici până acum n-am înțeles-o. Bun, știu treaba cu ăsta, cu... Dacă are uscat. Da? Să nu fie prea gălbuit. Dar treaba cu bătutul mă gădă gata. How much kilo? 25 kilo. 25. 25? Oh. This is the same in Thailand? 25 de bați vine... 2, 3 lei pe kil? 4. Păi e 1, 4, 2, 8. Cu 3 lei. No, thank you. Thank you. Oh my god. Hai să mai întrebăm. Hai să mai vedem. Thank you. 20. Ok. Deci înainte era 3,5. Înainte era 3,5 lei. Și aici e 2,8 lei. Nu e prea puțin, dar luăm. Hai să luăm unul. Cred că are 3 kg. Ok. Can you help us please to pick one ready to eat tomorrow? Aude ce frumos aici, te-am adus la separeu. Please sir, thank you. Frumos restaurantul. Chiar arată foarte bine, ne place. Se mănâncă, din ce am văzut în farfurile oamenilor, destul de bine. Și să vedem pe Iasmin ce entuziază acum. Zi, au mici? Se poate plăti cu cardul, că nu mai avem bani de la piață. Trebuia să zice asta pe cameră, nu mai avem bani. Jale! Dai bine, cum o să întreb. Stai puțin cu bani avem. Ia.
Ne încad România, aia e. Cât avem, aia avem. Nu se poate plăti cu cardul aici, așa că vom la... Suntem pe sărăchie, oricum. Luăm un fel de mâncare și îl împărțim la doi. Iasmin zice că suntem pe sărăchie, zic că suntem pe împărțit și pe mai ales făcut... Și ne păstrăm oricum burta pentru greieraj, pentru asta. Exact, astea. Pentru greieraj, pentru ce vom mânca diseară și pentru o siluetă de invidiat. Noi vedeți că vă arătăm aici realitatea așa cum este, mai ales că nu putem plăti cu cardul și... De da, mai bine că ar fi ne lăfuiam și nici ce ne luam, bărbuțe, cartofi, nițele, pulpe... Aș fi dat acum la ce fum, am, kebab. Am o foală în instalație de aș fi cumva la jumătate de meniu, dar deocamdată stau liniștit așa. Da, e bine, e bine. Locul e frumos. Ne mai uităm și la scooter afară să vedem să nu ne fură cineva pe penelii și e bine. A venit un jumbo schnitzel, hai că ăsta la doi oameni nici n-aveai cum să mai singur, era prea mare. Cu cartofi, cu orez. Looking good. Da, și acum ne uităm încotro să mergem în ce excursii. Dacă merită sau nu să mergem. Deci după ce am tăiat pe din două șnițeluri, cam atât a rămas. E super mare. Uite câta porție. Nu aveai cum să mă singur. Da. Proțește așa. Simpatică e. Fiind mari iubitori de apusurile frumoase, de soare, și pentru că am văzut și răsăritul astăzi, ne-am decis să venim în nord la Fisherman's Village. Este un oraș, mă rog, o străduță cel puțin până în momentul de față, din câte se poate vedea. O străduță frumoasă, o străduță pitorească. Și sperăm din suflet să se vadă și apusul foarte frumos, pentru că acum căutăm și plaja. Aici tot felul de magazinașe cu costume de baie, cu artizanat. E un orășel, o străduță, aș putea să o numesc, completă, cu tot ce poți să-ți dorești. E de vizitat. Și de la noi se poate vedea răsăritul, iar de aici se poate vedea apusul. Acum o să facem imediat acotea la Goș, pentru că astăzi am început să mai dăm un pic și pe limba franceză, să mai schimbăm așa câteva fraze, să mai citim una alta. Acotea la Goș. Opa! Și iată pescarii cum sunt în plină mișcare. În plină mișcare de a plasa plasele, dacă tot se numește Fisherman Village. Iată cum acum își lasă plasele aici la mal pentru peștii micuți. Am văzut că fac destul de frecvent chestia asta seara. Da, nu arată rău. Și mai ales că apa e foarte liniștită. Plaja nu e spectaculoasă. Dar... Ai zis. E frumoasă. Iasmin ce să am grijă, că e un metru din față de nivel aici. Să nu mă prăpădesc, că știe că sunt fragil pe glezne. Sunt un finuț la piciorușe și mă accidentez rapid. Am resupraviețuit cu bine până acum. Și hai să... Cred că o să fie un apus destul de frumos. O să punem trepiedul, poate facem un time-lapse. Nori ăștia așa, cred că o să ne ofere un spectacol destul de interesant. Ce tare că uite... E țărmul foarte frumos croit, așa, și încolo se văd niște insule, încolo iarăși o pauză, iarăși un pic de pământ. Acolo e insula unde trebuie să ajungem? Oare? Uite, așa aproape, nu? Cum mi-ai spus, mai repetuat aici. Sau... Găluță, nu știu, uită-te pe Google Maps. Mă voi uita chiar acum, ia să vedem. Până când pescarii mă lasă niște plasei. Deci tehnica asta este, au pus plasele și acum încep să fac așa, să bată din apă, cu, cum e la noi la delte sau așa, când se dă la somn, cu cloncul, asta văd că e tehnică tot așa, să sune ca o bubuitură în apă, vedeți? De blues. Nu știu dacă ați auzit de clonc, de tehnica de pescuit la clonc, și cam asta fac, acum imită zgomotul peștilor răpitori ca să sperie peștii mici să fugă spre plase.
să vedem ce o să obținem din acestor tehnici. Între timp m-am uitat pe Google Maps și da, acolo este insula Koh Phang Nan, respectiv insula unde să mergem la Full Moon Party. Eu n-am știut că o să fie așa organizare. A trebuit să ne luăm din timp și cazare și transport și tot, pentru că va fi ceva nebunie, așa că fiți pe fază. În episoadele următoare o să vedeți ce înseamnă un Full Moon Party aici în Thailanda. Koh Phang Nan. Așa se spune? Koh Phang Nan? Koh Phang Nan. Balamuc, ați înțeles. Koh Phang Nan. Full Moon Party. Căutați dacă vreți și pe Google. 14 iunie, mare nebunie, mare bairam. Să vedem dacă este comparabil cu ceea ce am văzut pe la Untold, Never See sau alte chestii de pe la noi. Suntem foarte curioși ce va ieși și ce va fi pe acolo. Oamenii sunt foarte distractivi, chiar au și un fel de bătut din barcă. Iubite, zic să ne punem acolo cu sculele, să facem un frumos... un jumbo câine, nicio problemă, mă ocup eu de el, mă duc eu la deschidere, da? Și să vedem ce reușesc să vină pescarii, noi să stăm așa în fund pe plajă și să ne uităm la ei, ce părere? În fund pe plajă, păi avem prosop? N-avem prosop, dar o să te ținem în brațe. Bine. Ce zici? Bine. Da, deci uite ce autostradă au curăit aici, băieții, vezi, au plecat de aici, s-au dus așa, stânga-dreapta, dreapta-stânga. Mie mi se pare foarte interesantă activitatea asta, dormi la apus acum. E tare frumos și avem așa un vibe foarte relaxat. Aici chiar e foarte faină plaja și liniștită. Sunt și niște embarcațiuni destul de... Chill vibes, exact. Mie îmi place că sunt și niște embarcațiuni destul de drăguțe la orizont, dacă ne uităm un pic în zare. Avem un catamaran drăguț. Cataraman. Un cataraman. Uite cum doarme cățelul și ăsta. Doarme epuizat, săracu, a fost o zi plină astăzi. Pe acolo se văd bărcuțele. Și îmi place, îmi place când le văd. Un palmier pe fundal. Ce poți să mai ceri? Un apus în desfășurare, după, v-am spus, un răsărit la fel de frumos. Viața e frumoasă. Chiar e frumoasă. Ce zici? Mă opresc aici. Ok, oprește-te să-ți faci acolo filmarea. Din ce mi-a spus Iasmin, pe aici se pare că este și o piață locală, unde au orătănii. Noi am găsit aseară la piața de la noi, dar am înțeles că și aici este una, așa că am promis că astăzi facem degustările și să vedem ce vom găsi aici. Dacă nu și nu, merge la noi. Vedem care va fi desfășurarea. Hai că mă mai opresc un pic, că bălângă-ne camera și văd ceva loc posibil interesant unde s-ar putea să ne așezăm aici în zare. Sunt ceva scăunele, muzică, am vrea să ne așezăm undeva, să ne bucurăm așa de vreo jumătate de oră de lumină ce mai avem acum și apoi să ieșim pe strase. Foarte fain barul ăsta pe care l-am găsit aici, nu știm dacă o să stăm, că e parcă prea multă înghesuială, nu prea e pe gustul nostru. În schimb, îmi place tare mult cum se văd palmierii ăștia așa și apusul. Superb. Bine, e și o doamnă care o acasează pe Iasmin să-i cumpere pentițe în astea fosforescente și lumina a scăpat. Hai că ne-am găsit și locul nostru, tot vorbesc tare peste muzica pe care avem un fundal. Aici s-a așezat și Iasmin. Cam pe departe cea mai frumoasă prezență de la această terasă. Te iubesc, dragoste! Așa, după un apus superb, am venit la piața locală. Deocamdată văd că mai mult haine, nu prea sunt chestii de mâncare, dar poate spre capăt, vedem. Vedem ce găsim pe aici. Portofele din astea, care mai de care, pantaloni, uite Iasmin, poate mi-a și un maio de aici. Small. Here on the chest. Sexy man. XXL, ok, let's see. Am făcut ce am făcut și mi-am tras un maio.
în ăsta cu elefanțel. După aia mai urmează papuci, deci te înnoi cu totul. Ce clar. Să ce? Eu toc bugetul familiei. Da. Bine, am bine 100 că de... sunt și ieftini chestiile aici. Sunt că și ieftini. Altfel mi-e dădeai fatalii. 100 de bați, deci 14 le-am dat pe maiul ăsta. Dar reprezintă, este exact ceea ce trebuie. Mai ales de festival și de Thailanda. Îmi place, îmi place. Yasmin a ales culoarea și îmi place, că negru era un pic cam sec, într-adevăr. E fain. Mă bucur! Sunt foarte frumoase aceste decorații, toate făcute din mucă de cocos, le face doamna. Inițial mi-a cerut 1250 pentru această girafă imensă, deci are un metru. Da. Un metru. Acum a lăsat la 800 de bani. Și uite, acum ne arată că se poate. Yeah. Oh, ok. Deci toate sunt făcute. But we only have like this backpack. Da. Dar e săraca, e disperată, adică ar face orice numai să ne dea ceva. Și noi n-avem cum să luăm, că n-avem loc în ghiozdanele. We will tell other friends. Da, la, da, da, am ajuns într-o piață aici unde oamenii stau, mănâncă, toată lumea is having a good time. Music. Ceva beuturică pentru cine dorește. Preț chiar bun la beuturică. Okay, ladies and gentlemen, yeah. Let you know we got walking stick at right. The wall. Let's see what we have here. Yay, yay, yay. Să vedem cu ce se înceapă aici. Ia să vedem porcușorii. Saturday. Ia, ia, ia. E mare. O înghețățucă. O înghețat aici. Nu intră la categoria ciudățenii, pentru că tentacule sunt delicatese. Noi căutăm ciudățeniile. Unde-s, domnule, greierea? Sunt delicatese bunice. Da? Tu ți-ai delicatese bunicele și eu mi-au greier și furnici. Uite, pâine cu usturoi. Ăla cred că e porcul fermentat. Aaa, păi da, ce bine, arată, vreau să zic. Eu ți-e face o poftă de porc fermentat. Nu cred că e porc fermentat. Fierb. Hai să întrebăm. Ce-o fi asta? Eu că e prea mare. Sper că te citești un pic de dezamăgire pe fața mea. Nu găsesc gândași pe aici, nu găsesc nimeni, nu găsesc greieri. Vine să mă apuc să-i alerg pe stradă, să-i bag la prăjit. Ce mi-ai făcut, Yasmin, că aici n-au greieri. Și nici porc fermentat. Hai să rămân fresh coconut. Mai căutăm. Dacă nu, mergem acolo la noi. Mai pe seară, poate astăzi, oricum, sau mâine, că tot weekendul ține toată treaba asta culinară, toată aventura culinară. Și acum o să ne luăm un fresh coco. Uite, fresh coco, nu? După aia o bem, da. Plângem un capăt, o bem. Și după aia ne punem cocktailul în ea. Sună bine. Da. Să facem. Aici. A, e 40, să ia, a judecat. Luăm caracatiță frumoasă, corectă. Până una alta. Până am găsit fruturi și alte chestii. Filmez de aici și cu tentația la suprați. Ne-am oprit și la niște dumplings-uri în acestea, respectiv... What? Ce spunem în limba română la dumplings-uri? Că te-am mai întrebat odată. Nu mai țin minte, dar există cuvântul. Aoleu, trebuie să scă bani. Aoleu, lasă că, vezi, una încolo, una încoace. Putem lua pe datorie? Poate luăm pe datorie, poate luăm pe caiete. Ei, glumim, ce să... Ani, legătește, da. Deci la ei e foarte bine primită treaba asta cu dumplings-urile, ale căror cuvinte nu ne vin în română, să le zicem, firea să fie. Că numai în engleză le știm. Of, 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 Yasmin, ce ne facem? Zi! Asta era cuvântul pe care l-am găsit tu, gălușcă? Am dat pe Google Translate. Tu ești gălu, tu ești gălu. Deci am dat pe Google Translate și dumplings înseamnă găluște. Altfel nu știu să-i, cum să-i zic. Cu diverse umpluturi. Foarte fain. Deocamdată am început cu caracatița, cu niște sos foarte picant. Alegerea Yasminei. Sosul clar, e super picant. Își face treaba bine. Deci e puțin crudă. Dar nu contează, că asta e și ideea. Și aici mai avem găluștele.
bar în spate de unde vom degusta imediat ceva. Foarte ciudat e sosul ăsta. Da, n-am acru și picant în același timp. N-am găsit gândaci, n-am găsit ciudățenii. Fantezia este sosul ăsta ultra, mega, super, super picant. Dar foarte bun. Thumbs up. Deci gălușile astea chiar sunt geniale. Foarte, foarte bune. Seamănă la interior ca și cum ai avut, avea textura de sarmale. Numai că coca aia de la exterior chiar e foarte, foarte bun. N-am mai mâncat într-adevăr de mult dumplings-uri așa. Găluștele. Eu am mâncat în Polonia. Polonia, nu? Foarte bun. Am zăbovit aici pentru deja vreo jumătate de oră, mai bine de atât. Oricum e super funny domnul ăsta care, așa că-l vedeți, el este îmbrăcat de la securitate, ca să fie așa mai încet, adică e security guy. Și vorbeam cu Iasmin acum că el se asigură că oamenii să nu cumva să nu se mete. Face cocktailuri aici de mai bine de 2 ore. Nu știu dacă el e la job acum sau face ceva. Îl vedeți aici. E pe treabă, rupe normal. Și da, mi se pare complet peisajul. Noi am băut 2 cocktailuri, dar le-am turnat direct în nucă. Și da, enjoying a good moment now. Ne bucurăm așa de o stare de bine. Iasmin e îndestulată, se pare. A mâncat bine, a băut bine. Deja e pe party. Ai sort până la toată nuca. Și vedem, de aici ieșim un pic pe stradă, numai că nu prea cred că o să urmăm pe aici. Vedem, dacă nu mergem pe la noi prin cartier. Am plecat de la zona locală de târg. Ne plimbăm pe aici pe străzi, unde e foarte fain. E poate chiar un pic mai intim decât este la noi. În sensul că aici ai zona de, cum să spunem, de stradă, de atmosferă de tip litoral. Și, na, e chiar, e fain. Ne place aici. Nu ne pare rău că am venit. Totuși o să ne întoarcem, pentru că la noi acolo petrecerea e mai întoi, să zicem așa. E mai wild. Și eu îți propun, iubito, să mai facem așa o plimbărică până în capăt. Plimbărică. Vedem da, care e treaba. Cred că o găsim pe aici în curând. Și după aceea o să ne ducem spre zona noastră. Nu avem mult de condus, un sfert de oră. Și vedem și pe acolo cum se profilează seara. Nu am găsit să mâncăm chestii ciudate. Tu ai mâncat chestii ciudate deja. Eu eram la rând. Am făcut safteaua, să zic așa. Eu eram. Ia uite ce magazin. Aici, deci, da. S-a surprins. Da, tu vorbiști cu tricoul nou pe tine, nu? S-a surprins în direct cum am văzut magazinul și știam că va avea dorit să intre în el. Stați să vă arăt despre asta e vorba. În magazin aș cu minioarde de brățărușe și alte chestii. Să vedem, poate își găsește ceva aia, zi-mi drăguț. Da, și n-am reușit să găsim pe aici mai lucru, dar nu îmi fac eu griji. Pentru că, sigur, găsim în Bangkok și din alte zone unde să mergem, pe ales o să găsim chestii ciudate să mâncăm. Eu acum îmi dau seama, ori de la lumina asta, ori de la... N-ai găsit gălu, dumplings. De la lumina asta, cred că eu sunt foarte bronzat sau sunt așa de roșu, galben, portocaliu sau ce culoare am acum. Nu știu, cert e că ne-a luat soarele. După ceafă cel puțin, sunt far. Nu știu dacă pot să filmez. Se vede ceafa dacă o filmez acum? Ia. Gata, acum, vai de cap, și e și puțin umedă. E și un pic umedă, exact. Da. E fix cum trebuie. În schimb, ne uitam, ia să vă arăt. Eu cred că treaba cu meduza aia de v-am prezentat-o acum ceva timp chiar a fost reală și meduza aia a fost destul de otrăvitoare. Nu, reală la modul că otrăvitoare e. Din aia, nasoală. Păi uitați-vă după... Și periculoase și celelalte. Deci uitați-vă după atâtea zile cum arată rana la picior. Trebuie cu pâine. Ne-am făcut buba. Uite aici am făcut buba. Și încă se vede. Hai că am plecat, pa. Pa, stai mă că mă băitam și eu aici. Aici am făcut buba. Da, deci a fost destul de păcătoasă meduza aia.
Bine că n-a fost mai mult, că dacă mă prindeam mai tare, cine știe ce belea ieșea. Da, anyway, aveți grijă. Ia uite, Iasmin, aici aveți că e pe luxe. Uite ce prezentare, ce vitrină. Altă treabă. Altă treabă destul de spectaculoasă. Da, foarte frumos. Ca să scrie în bară. Exact. Și vezi că aici e motocicleta noastră, da. Pe stânga. Păi da, am recunoscut că aici am... Da, dar mai mergem până în capăt, nu? Sau te-ai plictisit? Uite ce frumos mi-am găsit loc de parcare cu gălbioara. Cu gălbioara. Da, da, da. Avem noi doamna Nemțoaică cu care ne-am văzut și în auto, în, da, de la feribot. Da, 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 am întâlnit-o în toate zonele. Uite și aici, un magazin destul de drăguț. Piese frumoase, noroc că nu avem loc în bagaj prea mult, că Iasmin și dacă vrea să-și ia chestii, nu prea are unde să le bage. Le mai bagă pe la mine, dar n-are cum să arunce prea mult. Și asta mă confortează. Zburdă prin magazine.